10 șoferi au fost depistați beți la volan în ultimele 24 de ore și au rămas fără permise de conducere. Potrivit oamenilor legii, 6 dintre aceștia erau în stare avansată de ebrietate. Un conducător auto de 44 de ani din Combrat, de la care polițiștii spun că se simțea un miros puternic de alcool, a refuzat să treacă proba etilotestului. Cardul vaditul avea să împrăiti procedurul testirului. Отказу уклонения сопротивления участвует уголовная ответственность. Уголовная ответственность. Будете проходить процедуру тестирования. Отказывайтесь от прохождения процедуры тестирования. Да, я отказываюсь. Bărbatul a fost oprit de polițiști după ce o persoană a anunțat serviciul 112 că acesta circula haotic și prezintă pericol în trafic. Pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate, șoferul riscă o amendă de peste 67.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 4 ani de pușcărie.